Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Rimele. Atenție, elevi! Aici directorul de Rosa. Astăzi o să renunțăm la câteva ore de gimnastică, pentru că noaptea trecută cineva a umplut piscina școlii cu spumă de baie. E moment, n-am nicio idee cine a făcut gluma asta, dar pot să te asigur că o să te găsesc și o să-ți mănânc capul pe post de prânz. Pentru un monstru curățel, lui de Rosa nu-i prea plac băile înspumate. Și acum, domnul Clopper, profesorul de teatru, o să vă facă un anunț. Viitori actori și actorițe, după școală o să se țină preselecții pentru piesa acestui an școlar, Visul unei nopți de vară, de Bill Shakespeare. Audițiile se țin la orele 15, celor întârziați nu li se va mai permite participarea. Terminat! Fii atent, am analizat detaliile operațiunii Scărpinatul și e complet realizabilă. Oricât de mult aș vrea să vorbesc despre Scărpinat, speram să ajung la audiții. Piesa școlii? Să joci? Hai, Danny, asta e pentru tocilari. Eu cred că ar fi destul de interesant. Sigur, dacă îți place să asculți comenzi și să spui vorbele altuia... Lori o să fie acolo. Să interpretez? Da, îmi place să interpretez la audiții. Următorii, stâng, drept, stâng, drept. Hai, mai repede, mai repede, mișcați-vă. Audițiile erau la 15:00. Știai că domnul Clamper a lucrat în marină? N-aș fi ghicit niciodată. Și atunci tu provoci o diversiune. Iar eu mă strecor în vestiar și înlocuiesc repede pantalonii echipei cu chilturi cu exact 3 minute înainte de începerea meciului, înțelegi? Ce-a fost asta? Se pare că Jen trece printr-una din traumele ei zilnice. Dacă ne reușește, o să fie un haos total și, până la urmă, echipa pateticei noastre școli o să joace chiar mai bine. Poate că trauma ei e mai rea decât de obicei. Te simți bine, ciudățico? Făceam doar un exercițiu de actorie. Vocalize. Toate marile vedete fac asta. Asta nu, 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 tu nu ești o mare vedetă. Acum că s-a spart gheața, e doar o chestiune de timp. S-a spart? Îmi pare rău, sau era vorba de capul? Termină, n-ai niciun haz. Joc în piesa școlii în rolul Titania, de Shakespeare. Regina zânelor. Și partea cea mai bună e că regele va fi Craig Bennett. Hei, tu ești într-adevăr o regina dramei, așa că presupun că rolul ți-e predestinat. Mă rog, acum lasă-mă, trebuie să mă pregătesc. Dar ce e de pregătit? E ușor să joci, totul e să știi replicile și să nu dai peste mobilă. Au! Nota, vă rog. Ție nici măcar asta nu-ți iese. Și apoi, Shakespeare, e mai greu decât orice. Ascultă aici. Eu nu sunt ca voi un spirit oarecare. Calmul verii veghează peste a mea stare. Tu n-ai idee ce înseamnă asta, nu-i așa? Cui pasă ce înseamnă? E poezie, e magnific. Poezie, smoetrie, ce ți-ești cu Shakespeare ăsta? Poți să vorbesc așa? Cu o limbă legată la spate, înțelegi? Bine, poate că nu, dar pot să-l joc pe Shakespeare ăsta mult mai bine ca tine. Visuri, pămpălăule, n-ai tu talentul ăsta. Începe din nou. Doamnelor și domnilor, sunteți gata? În colțul acesta, campionul de neoprit, Andy Larkin. Din colțul celălalt, adversara, irascibila Jen!
Vreau un joc culant fără lovituri sub centură. Ce anume începe din nou, Danny? Cred că îmi suna în trecere. Eu zic că pot să o fac mai bine decât opositul tău de Bill Shakespeare. Aș putea face rime o zi întreagă. Nu, o săptămână întreagă. N-ai nicio șansă să-ți reușească asta. De mine te îndoiești? Atunci o să vezi cât e de ușor să rimezi și să scornești. Haide, Andy, haide, Andy. Rime o să fac noapte și zi, la școală sau acasă sau unde o mai fi. O să mă fac înțeles în versuri o săptămână, iar rușinea ta va fi a mea recompensă. Recompensă? Nu ai voie să inventezi cuvinte. Jen, asta înseamnă plată. Da, știam și eu, vă testam. Dacă doar treaba asta grea, îndeplinesc un singur lucru, cer înapoi să primesc. O săptămână în rime vorbesc, tu în schimb o să amuțești. O să amuțească? O săptămână întreagă? O întreagă săptămână nu vorbești nicio fărâmă. Și ce se întâmplă dacă nu mai găsești rima? Dacă o singură rimă nu nimeresc, atunci pentru o săptămână o să amuțesc. Și un bănuț strălucitor îți dăruiesc. Îmi sună bine, pămpălăule, mă învoiesc, bate palma. La 8, peste exact o săptămână din seara asta, se încheie întrecerea. Și cu toții vom fi prieteni, veseli, tot așa. Scuze, a rimat? O să bine, târgul este să vorbești în rime tot timpul. Asta înseamnă peste tot. Danny, o să verifici că nu mă înșală când nu sunt prin preajmă. Și ce câștigă Danny? O să fie distractiv, jocul a început bine și nu mă las până nu te bat pe tine. Noroc vouă, ovine. Cine îmi poate spune când s-a terminat războiul de independență? Tu ce zici, Andy? În 1781 s-a întâmplat. Foarte bine, Andy. Acum, când... Și generalul Washington în fruntea trupelor era. Da, așa e. Coloniștii s-au opus și au început a ataca. La Yorktown, englezii nu și-au revenit și în curând înfrângerea completă au suferit. Foarte bine, Andy. Mă bucur să văd că ești și tu interesat o dată de istorie. De un lucru sunt eu sigur și acela e că pi egal 3,14, de sigur, nu? Yo tengo cuantos vegetables. Câte legume am eu? Habla español, señor Andy, per favor. Sí, tú tienes tres. Patata, leciuga y maíz. Cartofi, lăptuți și porumb. Que bueno, señor. Toată lumea vorbește despre tine și nimeni nu pare să înjure. Se pare că rimele tale sunt un succes. Mulțumesc, tinere, Danny, e nefiresc, recunosc. Rimele astea multă atenție atrag. Chiar și profesorii care mă detestau acum mă tolerează și nici detenție nu mai îmi dau. Ei, cum mai merge jocul cu rimele, frate? Splendid, Jen. Să-mi învârt limba în jurul frazei e o dorință mai veche. Sau n-ai auzit oriunde mă duc? Lumea crede că Andy nu are pereche în lume. Nu e nimic la care să nu găsească rimă, Jane. Nimic? Nimic. Mai vedem noi. Ce rimează costafidă? Eu sunt frate cu Omida. Bun, ce zici de lună? Încearcă o rimă cu lună. A, ba da, cu un mic ocol. Mergi pe lună, dai de dună. Țineți garda ridicată, poete de cafenea. Încă nu ai câștigat. Haide, Terry. Niciodată nu încetezi să uimești. Toată lumea impresionată, deși eu sunt într-o situație disperată. Cea la care țin cel mai mult e complet neinteresată. Lori? N-aș lua așa personal. E foarte preocupată. Are un rol important în piesa de la școală. Bună, Lori! Cum o mai duci? Aud că în piesă o să joci. Da, o interpretez pe Hermia. Și eu îl interpretez pe Lysander, iubitul ei. Jervis Coltrane? Tu? Rima, Andy. Îți place singur în tren, nu? Ce vrei să spui cu chestia asta? Andy, asta e una din glumele tale?
E în regulă. Vreau doar să te felicite pentru câștigarea rolului. Ei, Andy, sper că o să vii să ne vezi la spectacol. Cred că o să-ți placă scenele de dragoste. Hai, Lori, să vedem dacă putem găsi un loc mai retras în teatru unde să repetăm. Spune-mi dacă mă înșel cumva, dar presupun că nu ești prea încântat de povestea asta cu Jarvis și cu Lori. Da, tu ai dreptate, parcă o palmă se ridică și peste obraz îmi pică. Doar o să joace împreună, nu e ca și cum are și împreună. Și apoi, Jarvis nu e decât un mic nătâng. Nu contează ce înălțime are pe scenă, dragostea e mereu înfloritoare. Ce legătură are înălțimea? Îți... Am o zână aventuroasă, a veveriței comoară și ale ei nuci o să-ți aducă. He, he, ai auzit? Știi ce a zis? Ai auzit? Da, da, nucă, ca și capul tău. Dormi acum, iubite, și o să te leg în ale mele brațe. Asta este un măgar. Frumoasa prințesă nu o să îmbrățișeze niciodată un măgar. Trebuie modificat scenariul. Credeți că am putea trece acum la scenele mele cu Craig? Craig? Vrei să spui Oberon, regele feriilor? Hei, ți-am spus să nu-mi spui așa. Bine, bine, o să ajungem la el în curând. Acum să continuăm. Hermia și Lysander. Uite-l, mărșavul Jarvis ce încearcă pe buze iubita să-mi sărute. Inima mea de-a ta e lipită și ca una singură par să fie unite. Ha? Două piepturi de un jurământ legate, două piepturi într-o singură loialitate. Ai auzit asta? Ai auzit ce? Am auzit! Mai să fie, dacă nu e băgăciosul meu de frate. Dușmanii au pătruns în perimetru. Ei, vreau să spun, asta e o repetiție privată, fiule. Dar domnule, eu... Încerca să saboteze spectacolul. Știm cum să ne descurcăm cu spionii. O să te bag la arest. Să vedem cum rimezi ieșirea din asta, nătărăule. Nu sunt spion și protestez, n-am venit aici să spionez. Îți bați joc de mine, copile? Desigur că nu, domnule, eu niciodată nu-mi bat joc, care însemna să inventez scuze pe loc. Ce ai zis? Ce am zis, aș replica? Putem discuta altundeva? Dar e nemaipomenit. Spuneți ce este, ce-am făcut? Ai talent, fiule! Vorbești curgător, cu ușurință și în rime. Nu e adevărat, joacă doar un joc stupid. Asta e doar felul în care eu vorbesc și e mai bun decât felul în care Jen și alții cobesc. Mi-ar plăcea să-ți ofer un rol în spectacol, din nefericire sunt toate distribuite, dar te fac dublură. Dar domnule, asta mă bucură tare și umil, accept îndatorirea mare. Bun venit la bord, hai copii să-i dăm bătaie, am nevoie de mașiniști și am nevoie de fundulea ăla al meu. L-a văzut cineva pe fundul ăla al meu? Ai auzit ce a... zis? Să dublezi toate rolurile o să fie dificil. Să joc nu e o problemă și să nu mă sperii. Scopul meu în jocul ăsta e a lui Jarvis Locke să-l cer. Iubita mea dragă, nu sunt eu lordul tău? Atunci eu trebuie să fiu doamna ta. Îmi distrugi coroana! Jen, treaba asta stă altfel. Titania e sarcastică în scena asta. Ea e supărată pe regele ferie. E Oberon. Kitty, ai întârziat. Fă 20 de flotări. Repetiția începe la 15:00, oameni buni. Asta înseamnă ora 3 în limbaj civil. De acum înainte, cine apare după ora 3 o să fie dat afară. S-a înțeles? Asta e, prietene, complotul groaznic ca să scap de micul obraznic.
Ce e parfumul acesta delicios, Lori? Mi-am pătat bluza la prânz cu mâncare. Ce a zis Clumper? Soarta o să-l pecetluiască, trebuie doar să-l fac pe Jervis să chiulească. Excelent plan. Și nu o să ne ducă în închisoare ca celelalte de care vorbeai. Teatrul acesta are mai multe uși, da. Oh, Lori, aici, draga mea. Arăt eu ca și cum aș avea nevoie de un dolar? Am un cont frumușel în bancă și o grămadă de acțiuni. Lori, scumpa mea? V-am mai spus că sunt expert în noduri? Lori, e micuțul tău drăguț. Hei, Jean, ești gata pentru seara premierii? Te rog, încerc să mă pregătesc pentru spectacol. Adică am nevoie de liniște. Ei, în curând o să avem destulă liniște. Cum? Ce tot șușotiți voi acolo? A trecut o săptămână de când ați făcut pariul rimelor. Și când vei pierde, sora mea, o întreagă săptămână vei tăcea. Și mă întreb mulțimea ce o să creadă când în piesă o vorbă de la tine n-o să vadă. În seara asta, pe la 8, ceasul în loc se va opri și tu, surioară, nu vei mai vorbi. Hai, nu zău, n-ai câștigat încă, mai am 5 minute ca să te păcălesc, așa că ai grijă la rime. La rime să am grijă? E o glumă, mi-a fost ușor o săptămână, pot și o lună. Ei, dacă ai câștigat, ai câștigat. O să-mi iau pedeapsa și o să tac pentru o săptămână. Apropo, mama te roagă să iei niște suc când te duci acasă. E în regulă niște suc? De care zici să duc? Cred că a zis să iei ceva cum e culoarea la Mirinda. Cum e? Oranj? Asta este, frățioare dragă! Oranj, un cuvânt fără rimă. M-am interesat, se pare că ai pierdut. Deci va trebui să taci o săptămână întreagă. Hei, te simți bine? Curaj, atelaj, oranj. Oribil! E Jervis, e alergic la costum. Poliester! Duceți soldatul acela la arest, acasă la el. Cu atât mai rău pentru Jervis. Cred că Andy pur și simplu va trebui să ia locul. Așa e, Larkin, un pas în față. O să trebuiască să iei locul lui Jervis. Andy, mă auzi? Andy, a intrat, renunță. Pur și simplu trebuie să fie o rimă la oranj. Nu pot pierde pariul în fața sora mii. Așteptați, el e adâncit în piesă și încearcă să intre în personaj, adică în caracterul lui. Am mai văzut asta înainte, frica de scenă. Trebuie să trimitem pe altcineva în față. Ce zici de tine? Dar... Fără dar! Tot spectacolul se bazează pe tine! Oranj, vârtanj, drah, nu! Picanj, nu! Motoranj, voltanj, rotocanj, drogah, ce rimează cu oranj? Ah. Asta e! Ei, ne mai vedem pe aici, în Vinsule! Spectatorii mă așteaptă! Știi și tu, tăcerea e de aur! Deranj! Deranj? Deranj rimează cu oranj! Aha! Înțelegi, și cu secundele rămase la scară nimic nu se compară. Iată clopoțelul de sfârșit. Andy e câștigătorul. La locuri, toată lumea la locuri! Jen, ești gata de spectacol? Da, dar eu... Soară? Se pare că Jen, domnule, are o laringită acută. Carantină! Nu o putem lăsa să infecteze trupele!
Desigur, dacă ea nu poate continua, avem nevoie de o dublură. Drumul dragostei nu a fost niciodată ușor. Întrecerea asta la încercare m-a pus. Se pare că am dovedit că de bun îs. În jocul rimelor un câștigător și acum la spectacol să revenim binicior. Iubita mea dragă, nu sunt eu lordul tău? Atunci eu sunt doamna ta. Wow! Bravo! N-am ajuns la jocul lor, dar vestea bună e că n-o să mai aud vocea lui Jen pentru o săptămână întreagă.